bă, ăsta prea des de schimbă. Mie nu-mi place că pare al dracu, iar ce face acum parcă strică hip-hop. Auzi la el, bă, și unul de grame. Păi dau înainte-or că mă-nvăd de drum. Las lumea să-l bat, pe oricum nu ascult. Testez, sunt îmi fac filmul și nu am de gând să mă opresc decât când ajung. Așa că nu dau la întors, nu te dau la înălțime cu bilet la cost. Eu dacă pierd timpul, pierd cu folos. Mie nopțile albe, am fac viața roz. Și-am revenit, fraților. Bă, mă uitam prin comentarii, voi nu sunteți normali, bă, vă place mult nimeni altul, pe mine mă bucură că vă place nimeni altul. Mă uitam și Carry cu nimeni altul, melodia Franjuri, eu nu știu, are 20 de like-uri, cele mai multe like-uri. Cea mai apropiată de ea ar fi fost Dragoș Miron cu 5 like-uri. Și cam atât, restul 4, 3. Asta facem, Carry cu nimeni altul, Franjuri. Înainte să începem, like, share, subscribe, follow pe social media. De preferat Instagram. Pe Facebook doar să mă aveți la prieteni, mai interacționăm pe acolo, vă mai dau un like, mai dați un like, alea. Și hai să vedem ce zic băieții. După asta, bineînțeles, episodul din Urbanism și weekend și pentru mine acum, na. Ba, îmi pare cunoscută. Ba, nu? Sau? Și eu sunt suflet de afranzi, urcea mers mai departe. Și înainte să se întâmple, le-am văzut pe toate. Am îngropat mulți oameni, multe amintiri. Am aruncat multe sticle de vin. Am stins multe chiștoace în inimă. Și-am dus cu boala o bătălie zilnică. Bă, nici nu a început bine piesa și deja... Am stat în picioare indiferent de vreme. Și muzica mi-e tot cea mai mare avere. N-am nimic decât sticle și foi rupte. Decor sinistru, poze cu fructe. Și uite-mă bătrân în mizerie. Deschid porți și mă sperie. Știi cum e să vezi chestii, înțelegi trestii. Și vezi pe lângă oameni bestii. Bă, nu prea am cum să pun pauză la nimeni altul cine știe ce. Că nimeni altul nu e tipul de rapper care să dea dumele alea pe care le așteptăm noi de la hip-hop, unii dintre noi. Dar vorbele alea grele și ce te pun să te gândești un pic la viața asta de căcat. N-am să pun foarte multe pauze că nu am ce să explic, adică nu. N-am nicio dumă pe care să o explic. Până acum aș spune of, prin tot ce a trecut. A fost greu, omul a muncit, scotea albume, dar... Nu prea producea bani, a trebuit să lucreze mai toată viața, din câte știu eu istoria lui nimeni altul. Nu-mi vorbi de realitate. Am frat sedat, surori sedate, ochii pe spate. Ce ai fi, nu-i văd și acum. Brigada se dă ochii în cap întotdeauna. Puși mai tari, poate alții mai mari. O generație întreagă de golani. Noi suntem, noi prea puține am avut. Noi prin prea multe am trecut, noi niciodată n-am crescut. Bună asta, frate. Bună asta, uite asta mi-a plăcut. Noi prea puține am avut, noi. Noi suntem, noi prea puține am avut, noi prin prea multe am trecut. Noi prea puține am avut, noi prea prin multe am trecut. Niciodată n-am crescut. Noi niciodată n-am crescut. Noi nu ne întrebăm ce-am fi făcut dacă n-am fi făcut tot ceea ce-am făcut. Tot asta, toți ăștia, ultimii rămași. Ca noi nici dacă vrei acum nu poți să faci. Alți, noi suntem toți sacrificații. Ultimul război dintre generații. Nu e așa, frate, că și noi am fost ăștia din 90. Adică pula mea, eu, cel puțin eu cu toți prietenii mei, n-am știut ce să ia bani până la 20 ceva de ani când am plecat din România, așa că pot să înțeleg. Și nimeni altul e din 80, generația 80, o generație anterioară față de noi. Nu sunt ultimii, mai ducem câțiva ștafeta mai departe. Am înțeles primii, am plecat primii. Noi ca să aducem pace am purtat spinii. Noi înainte să râdem am plâns, noi înainte să plângem am râs. Ține-o pasta și poate să treacă ani întregi până o să încep să ne înțelegi. Da, nu cred că mai pot, bă, copiii din ziua de azi să înțeleagă. Nu ne-am dorit prea multe. Ne bucurăm acum că are cine să ne asculte. Și poate să treacă ani întregi până o să încep să ne înțelegi. Nu ne-am dorit prea multe. Ne bucurăm acum că are cine să ne asculte. Când am început asta nu știam nimic. Nu știam decât să fac versuri, n-aveam niciun beat. Dar tot știam ce vreau să zic, ce vreau să las din drumul vieții mele, fără compas. Am trecut prin perioade, ce vreau să las din drumul vieții mele fără compas, adică nu știu unde mă duc.
dar știam ce vreau să las mai departe. Le-au trecut, am trecut peste depresii, mulți nu le-au avut. Am trecut de mult prin foc, mulți nu le-au aprins. Acum a rămas doar jar, multe s-au stins. Dar cât mai suntem noi pe aici, știi că vom reveni mereu cum ți-am promis. Rămâne scris, nu trecem peste niciun vis. Mi-amintesc când am lipit primul afiș, Griffins. Dau pace pentru toți oamenii care au fost în primul rând, din prima zi. Bă, asta îmi place la Nimeni Altul, că tot timpul face piese și pentru fanii lui și își respectă fanii. Bă, stare curios. Da mă, care are 200.000 de abonați. Lasă că e mai bine. E bine, oricum am muncit sărac cu o grămadă de... o mulțime de ani în puii mei. Să fie timp respectat. Timpul toții că ultima va veni, dar până atunci mă bucur să vă văd mari. Ieri erați copii și poate să treacă ani întregi. Până atunci mă bucur să vă văd mari, ieri erați copii. Au zburat anii. Până o să încep să ne înțelegi. Nu ne-am dorit prea multe. Ne bucurăm acum că are cine să ne asculte. Și poate să treacă ani întregi. Până o să încep să ne înțelegi. Nu ne-am dorit prea multe. Ne bucurăm acum că are cine să ne asculte. Da. Foarte șmecheră piesa, fraților. Nu știu. În legătură cu asta, cred că am ascultat-o de vreo două ori acum câțiva ani când a apărut. Acum 6 ani mai exact. 6 ani și ceva. Da, am ascultat-o atunci odată, dar am uitat de ea, vă dați seama. Bă, bună propunerea. Numai chestia că a fost un pic cam tristă. Nu știu. Nimeni altul e greu de ascultat dacă n-ai vibe-ul să asculți. Adică gen mă refer, dacă nu ai starea necesară de spirit să asculți cuvintele astea grele, nu te prinde bine. Nu, te prinde pe picior greșit. Bă, mie mi-a plăcut că nu mă las dus de stările astea, am trecut peste. Așa, la asta, la piesa lui Nimeni Altul, puteți să-mi lăsați propuneri pentru astea 3 săptămâni în care o să fiu un concediu, că nu știu dacă mai apuc să postez ceva mâine, poimine și răspoimine. Trebuie să mai lucrez 3 zile și ăștia de obicei când plec în concediu îmi dau de lucru de să țin minte tot concediu. Dacă apuc să fac ceva, am să iau cele mai multe like-uri din react-ul ăsta de astăzi. Până un pic mai încolo, când vine episodul din Urbanist, ce să zic? Nu știu cât o să dureze ăla de Urbanist, că am văzut că e de 10 minute, s-ar putea să fie clipul de 20 de minute. Nu știu, hai. Like, share, subscribe, follow pe social media. V-am salut.